Salutări, dragii mei prieteni, eu sunt Dodo și bine v-am regăsit la un nou video, un video în care vedeți și voi furtuna care s-a dezlănțuit ieri în Arad. De asta mi s-a și întrerupt internetul, nu doar internetul, ci și semnalul TV. Asta a făcut, da, să mă lase fără internet, fără TV, fără semnal la TV, nu fără TV, că nu mi l-a luat nimeni, până astăzi, undeva în jurul orei 12. De asta nici nu am făcut live astăzi, pentru că nu știam când se va rezolva. Cu toate că eu aseară am încercat să rezolv, dar după aceea mi-am dat seama că e undeva de la ei. Ați văzut aici chiar și un pom fructifer, un corcoduș în partea stângă, unde l-a scuturat de toate fructele. Deci o furtună grozavă. Da, furtună de furtună. Deci n-am mai văzut așa ceva aici, în partea asta. Deci chiar grozav de tot. După ce a revenit internetul, bineînțeles, m-am pus să fac un test la internet să văd dacă totul e în regulă. Da, speedtest.net, puteți să faceți și voi un test, că sunteți pe calculator, că sunteți pe telefon, același test puteți să-l faceți și voi să vedeți viteza reală pe care o aveți voi. Și o să vă explic imediat ceea ce înseamnă și înseamnă aceste cifre, pentru că poate mulți dintre voi nu știți, dar o să vă explic imediat. Internetul, ceea ce, și când faceți un abonament, vă este spus în megabiți. Se scrie cu M mare, B mic. Da? Asta înseamnă megabit. Noi suntem obișnuiți să spunem megabytes, dar nu este. Viteza pe care o vedeți voi se împarte la 8 și atunci dă viteza în megabytes. Cum ar fi la mine ping-ul, înseamnă timpul de răspuns. Aici cifra cea mai mică este cel mai bine, deci asta înseamnă în cazul meu că este bine. La download, după cum vedeți aici, mb mic, da? Asta înseamnă megabits. Dacă împart această valoare, îmi dă undeva la 112 megabytes. M mare, B mare se scrie. La upload 484, asta înseamnă undeva la 60 megabytes. Da, vedeți că și aici avem megabits. Deci, atenție să nu se confunde megabiții cu megabytes. De exemplu, dacă îți faci un abonament și îți spune undeva că ai 20 megabiți, dacă ai să vrei să descarci ceva, în niciun caz nu o să-ți meargă mai mult de 2 mega și ceva, cu toate că se împarte la 8 pentru a afla megabyte-ul. Aici, ca să afli viteza reală, trebuie să împarți la 10 și atunci o să-ți dea. Asta o spun eu de la mine. Da? Așa că, dragii mei, puteți să vă faceți și voi un test. În seara asta, de la ora 9, ne întâlnim să facem live, că de avem internet. Așa că, până atunci, eu v-am salutat și v-am pupat. Pa, pa!